we want another cup Steaua București, deținătoare trofeului, va întâlni sâmbătă în finala Cupei României la rugby pe campioana în titlu CSM Știința Baia Mare. Jucătorii antrenați de Dănuț Dumbravă au câștigat grupa B a competiției, obținând doar victorii în fața celor de la CS Tomitani Constanța și a rivalei tradiționale Dinamo București. La echipa din Ghenci, atmosfera este foarte bună înaintea finalei, care va avea loc sâmbătă pe stadionul Olimpia din Capitală. Pregătiți pentru cel de-al 16-lea trofeu al Cupei României? Într-adevăr, suntem suntem pregătiți. Vrem să păstrăm acest trofeu câștigat cu foarte multă muncă de anul trecut de noi și încercăm să câștigăm și anul acesta. Finalele se vor juca, indiferent echipele care se întâlnesc, aceste finale se vor disputa cu foarte mare ardoare. Flancărul sudafrican Selo Moyache, cel pe care colegii îl strigă Costel, se află în România din 2014, iar în urmă cu trei ani a debutat la echipa națională a României într-un meci împotriva statului Tonga. We won it last year so um, we we show we will we will be able to defend it um, the boys are working hard so I'm quite confident we'll keep it here. We have a good chance to win it. We, we have a good team overall. But we had some uh, interruptions with uh, some positive uh, players with coronas. Um, but that was only last week. So we will have the full team um, for Saturday. Last year, this game was kind of very close to the National Day of Romania. I know it's on it's on 1 December next week. Yeah. <laughs> La Mulcian, Romania. For, for just... <laughs> La mulți ani, România, forță stau. Roșalbaștrii au în vitrina clubului 15 trofee ale Cupei României.